Ceva interesant s-a întâmplat recent în Dakota de Sud. A fost peste tot pe internet, așa că poate știi deja despre asta. În iulie 2022, cerul din acest stat a devenit brusc verde. Deci, ce s-a întâmplat acolo? A fost cauzat de om sau de natură? Hai să aflăm! Marți, 5 iulie 2022. La scurt timp după o furtună puternică, cerul din Dakota de Sud, în Statele Unite ale Americii, era încă acoperit de nori. Localnicii au ieșit în cele din urmă afară și au văzut că cerul avea o nuanță verde închis intens, iar ei nu mai văzuseră așa ceva până atunci. Oamenii au spus că arăta ca ceva desprins dintr-un film SF sau chiar dintr-unul de groază. Deloc surprinzător, locuitorii din Dakota de Sud au început imediat să răspândească vestea pe toate rețelele de socializare. Oamenii au împărtășit imaginile lor frumoase, dar foarte ciudate, pe Twitter. Acestea arătau cerul deasupra orașului Sioux Falls și a altor câteva orașe. Chiar dacă poate părea ceva supranatural, în realitate nu este deloc un fenomen terifiant. Este un simplu efect al luminii și al atmosferei. Așa ceva se întâmplă destul de rar și, de obicei, înseamnă că se apropie o vreme foarte rea. Iar acest lucru este valabil și pentru ceea ce s-a întâmplat în Dakota de Sud. Chiar înainte ca oamenii să înceapă să publice fotografiile, o furtună a măturat orașul Sioux Falls. Acest lucru a fost confirmat de Serviciul Meteorologic al Statelor Unite ale Americii. Acest uragan a fost teribil. Viteza vântului a fost de aproximativ 161 de km pe oră. Conform scării Beaufort a forței vântului, aceasta este cea mai rapidă și mai distructivă furtună. Există doar 12 valori pe această scară, iar puterea maximă a vântului începe de la 117,5 km pe oră. Dar atunci, de ce nu apare asta la toate știrile? Ei bine, din cauza că e ceva obișnuit pentru locuitori. Furtunile apar foarte des în Statele Unite, mai ales în lunile calde, iar una din 10 astfel de furtuni se poate transforma în ceva grav, cum ar fi o tornadă. Aceasta nu a fost o excepție. A fost așa numita furtună Derecho. Derecho e foarte răspândită și de lungă durată. E, de fapt, o combinație între un grup de furtuni puternice care se deplasează rapid și ploi torențiale. Oamenii spun adesea că un Derecho e la fel de puternic ca o tornadă. Totuși, există o diferență între ele. O tornadă este un vortex, o coloană de aer în rotație. De obicei, are un diametru de aproximativ 150 de metri, deși, uneori, lățimea sa poate ajunge până la 4 km. Nu invidiez pe cei care ar da nas în nas cu ea, dar ideea principală este că ele se rotesc. Vântul se mișcă foarte repede într-un cerc, în apropierea unui centru invizibil. Un derecho este o furtună puternică sau un sistem de furtuni puternice cu vânturi în linie dreaptă. Cu alte cuvinte, nu se învârte. În schimb, derecho alege un punct undeva și pur și simplu aleargă spre el. Ca un maratonist foarte motivat. Dacă am compara un derecho cu o tornadă obișnuită, aceasta din urmă are 6 niveluri de putere, de la 64 la 611 km pe oră. Așadar, un derecho este un fel de tornadă mică obișnuită, de nivel 1 sau 2. De obicei, viteza sa este cuprinsă între 117 și 182 de km pe oră și, în ambele cazuri, pot fi însoțite de furtuni puternice, fulgere și ploi. Dar totuși, sunt lucruri diferite. O furtună devine derecho dacă urma de pagube lăsată de aceasta depășește 386 de km. Și dacă viteza vântului este de cel puțin 93 de km pe oră. E destul de dificil de prevăzut. Se poate forma chiar și într-o zi senină, când meteorologii nici măcar nu anticipează vreo furtună. Și atunci, vânturile apar brusc. E atât de surprinzător încât se pot simți chiar explozive. Dar Serviciul Național de Meteorologie încearcă să avertizeze oamenii cu cel puțin o jumătate de oră sau o oră înainte ca acest lucru să se întâmple, astfel încât locuitorii să aibă timp să se pregătească și să se ascundă. De data aceasta nu a fost diferit. Furtuna a măturat aproape toată Dakota de Sud, precum și statele Minnesota și Iowa. Consecințele au fost destul de grave. Peste 30.000 de persoane au rămas fără curent electric. Din fericire, oamenii au scăpat. Asta pentru că localnicii sunt destul de obișnuiți cu derechos. Cu toate acestea, cerul verde e ceva diferit. A devenit o priveliște foarte neobișnuită pentru localnici. Toată lumea se întreba de ce s-a întâmplat. A fost un semn rău sau un fenomen meteo normal?
Ei bine, ca să fiu sinceră, oamenii de știință nu au o explicație exactă. Dar, deși există doar ipoteze, acestea par destul de convingătoare. Un cer verde este un fenomen foarte rar. Cei mai mulți oameni de știință cred că acest lucru se întâmplă atunci când o furtună puternică se apropie de zonă înainte de apusul sau răsăritul soarelui. Atunci, cerul devine verde în această zonă. Bill Cairns, meteorologul NBC, care s-a confruntat și el odată cu un eveniment similar, sugerează că cerul verde a apărut din cauza grindinei uriașe de dinaintea furtunii. În primul rând, să vorbim despre motivul pentru care cerul pare albastru, sau orice altă nuanță, în funcție de starea sa de spirit. Pe scurt, soarele poartă simultan toate razele din spectrul de culori. Ele ne pot părea albe, dar de fapt au toate culorile în același timp. Totuși, aceste unde de culoare au lungimi diferite. De exemplu, razele albastre sunt mai scurte decât celelalte. Ele sar de la moleculele de aer mai bine decât cele roșii, așa că ajung mai repede la noi. Din acest motiv, într-o zi normală și senină, cerul pare albastru. În același timp, undele de culoare roșie și portocalie sunt foarte lungi și se deplasează mai lent. Așa că, de obicei, sunt lăsate în urmă. Dar atunci când soarele coboară sub orizont sau se ridică, direcția razelor se schimbă, iar aceste unde ajung mai bine la noi. Asta înseamnă că, chiar dacă răsăriturile și apusurile de soare ne par roșii și portocalii, de fapt, printre ele există încă unde albastre și verzi. Dar acestea trebuie să ricoșeze în ceva pentru a ajunge mai repede la noi și a deveni mai puternice decât razele roșii. Ați ghicit unde vreau să ajung? Aici intră în joc apa. Norii sunt compuși din picături de apă. Atunci când acestea devin suficient de mari, dar nu cad încă, de exemplu din cauza vânturilor puternice, ele afectează modul în care se comportă lumina pe cer. Furtunile mari și puternice sunt formate în principal din apă și grindină, iar apa reflectă cel mai bine razele albastre și verzi. Acesta este exact motivul pentru care apa din râuri și lacuri ne pare verde-albăstruie, deși, în realitate, e transparentă. Și da, și algele contează. Așadar, există câțiva factori cheie pentru care cerul poate deveni verde. În primul rând, soarele ar trebui să fie la nivelul orizontului. Un alt factor este că în timp ce norii de furtună se apropie, aceștia nu ar trebui să acopere cerul complet. Trebuie să mai existe încă un pic de spațiu pentru razele soarelui. Apoi, razele albastre abia perceptibile sar până la norii de furtună. Ele sunt respinse de picăturile de apă și de grindină. Amestecându-se cu roșul apusului de soare, ele se transformă într-o lumină verde strălucitoare. Și această lumină verde se răspândește pe tot cerul. De aceea, în cele mai multe dintre cazuri, când cerul devine verde, oamenii îl pot vedea doar seara. Da, se poate întâmpla și în mijlocul zilei, dar cum condițiile sunt deja destul de puternice, să vezi așa ceva în timpul zilei este și mai rar. Totuși, dacă vezi un cer verde, nu trebuie să intri în panică. Nu înseamnă neapărat că se apropie o furtună teribilă. Șansele sunt mari, dar nu este o regulă. Poate fi vorba doar de o ploaie puternică sau o grindină puternică. Cu alte cuvinte, dacă vezi un cer verde, atunci mai bine te ascunzi și ascundeți și mașina. Cu toate acestea, dacă ești destul de norocos să vezi cerul uimitor din confortul propriei case, e într-adevăr foarte interesant. Dacă reușești să întrezărești așa ceva, să știi că ai avut șansa de a trăi ceva foarte rar și special. Unii oameni au spus că a fost cel mai incredibil lucru pe care l-au văzut vreodată. Știai că NASA nu explorează doar stele, planete, galaxii sau găuri negre? E greu de crezut, dar agenția lucrează la descoperiri și aici, pe planeta noastră Pământ. Deci, ce a descoperit recent NASA? Există viață sub gheață? În timp ce analizau recent niște date, cei de la NASA au descoperit ceva incredibil care se ascunde sub gheața regiunii Antarctica. Iar această descoperire nu schimbă doar tot ceea ce știm despre întregul sistem de apă al Pământului, ci poate ajuta și la cercetările despre viața în spațiu. Existența omenirii poate depinde de înțelegerea acestei zone și a secretelor sale. Deci, descoperirile recente dezvăluie informații vitale despre supraviețuirea noastră ca specie. Dar înainte să continuăm, haide să vedem cât de multe lucruri știi despre acest loc unde gheața e peste tot cât vezi cu ochii.
Antarctida este unul dintre cele 7 continente ale lumii și se află în emisfera sudică, în regiunea numită Antarctica. Este al 5-lea cel mai mare continent din punct de vedere al suprafeței totale, iar asta înseamnă că este aproape de 2 ori mai mare decât Australia. Vrei să vezi meteoriți adevărați? Du-te în Antarctida! Datorită climei sale uscate, este unul dintre cele mai bune locuri pentru a observa spațiul. Dar ceea ce este și mai tare este faptul că poți găsi meteoriți pe suprafața albă continentului. Oamenii de știință au scos deja aproximativ 45.000 de meteoriți din gheață și estimează că mai sunt de descoperit încă 300.000. Deoarece nu există multe roci terestre acolo, le este ușor să-i observe, datorită culorilor închise. Mediul uscat ca de deșert ajută de asemenea la conservarea lor, chiar și a celor care au căzut pe pământ în urmă cu mai bine de 1 milion de ani. Îți poți imagina existența activității vulcanice într-un astfel de loc? E greu! Dar adevărul este că aici focul întâlnește gheața. În Antarctida apuseană are loc cea mai mare activitate vulcanică. Oamenii de știință au descoperit recent că doar în această zonă există 138 de vulcani. Wow! Ai crede că aici este mereu rece? Dar nu! Regiunile sale de coastă se pot încălzi până la 10 grade Celsius. Dar te-ai întrebat vreodată cum ar arăta acest loc dacă nu ar exista gheața? Poate părea de neimaginat acum, dar regiunea nu a fost mereu dominată de gheață. Asta a fost totuși acum 34 de milioane de ani. Așa că nimeni nu ar putea spune cum ar fi suprafața acesteia fără gheață. Dar specialiștii NASA au reușit inimaginabilul. Au generat simulări pe calculator și au creat cea mai precisă harta continentului din zilele noastre. Iar ce au descoperit a fost incredibil. Continentul nu este plat așa cum pare. De fapt, este destul de accidentat, cu văi, câmpii ondulate și munți înalți. Însă asta nu a fost nimic comparativ cu ceea ce au găsit sub gheață. 2 noi lacuri subglaciare. Și ce este și mai tare este că au observat aceste lacuri tocmai din spațiu. Cum crezi că au reușit? Dacă răspunsul tău este sateliți de înaltă tehnologie, atunci ai dreptate. În 2003, NASA a lansat un satelit numit IceSat. Acesta a măsurat echilibrul masei calotei glaciare și înălțimile norilor și aerosolilor. Satelitul a ajutat de asemenea și la crearea hărții fără gheață acestui loc. În 2010, Agenția Spațială Europeană a lansat al 2-lea satelit, CryoSat 2. Acesta avea ca scop urmărirea modificărilor grosimii gheții. Apoi, în 2018, NASA a lansat al 3-lea IceSat 2, o continuare a lui IceSat. Acesta a măsurat înălțimea calotei de gheață și grosimea gheții marine. A fost cel mai avansat instrument cu laser de observare a Pământului al NASA și a furnizat date de cea mai înaltă precizie. Atunci când acestea au fost combinate cu datele de la ceilalți sateliți, a fost posibilă reperarea celor 2 noi lacuri, aflate lângă o pereche de lacuri mai mari. Dar, în primul rând, cum este posibil ca aceste lacuri să existe? Cea mai mare parte a gheții din acest continent are o grosime de aproximativ 1,9 km. Cu toate acestea, poate ajunge la peste 3 km grosime în unele locuri, mai ales în timpul iernii. Deci, ai putea crede că nu este nimic acolo de desubt. Dar știința spune altceva. Nu este posibil să vezi cu ochiul liber, însă gheața continentului curge încet, dar constant, în direcții diferite, sub forța greutății sale. Dar oamenii de știință nu și-au putut da seama timp de mulți ani cum se mișca apa. Acest lucru a început să se schimbe în 2007, când datele obținute de IceSat au oferit o perspectivă asupra ceea ce se ascunde sub suprafață. Ei au descoperit pentru prima dată o întreagă rețea de lacuri de topire, conectate între ele, sub fluxurile de gheață care curg din continent. Și erau sute! Glaciologul Helen Amanda Fricker, de la Institutul de Oceanografie Scripps, și-a dat seama că modificările de altitudine măsurate de IceSat au avut loc din cauza dinamicii acestor lacuri. Nu au reținut apa de topire într-un mod static. În schimb, acestea se umpleau și se scurgeau continuu de-a lungul timpului printr-un sistem de căi navigabile. Și în timp ce au făcut asta, gheața de deasupra se ridica și se lăsa. Dar unde se scurg? În ocean, desigur! Un studiu recent la care a lucrat și Fricker a constatat că drenajul unui lac a evacuat până la 750 de miliarde de litri de apă în ocean în doar 3 zile.
Nenumărate mistere despre cum funcționează natura încă așteaptă să fie rezolvate, dar găsirea celor două noi lacuri va oferi oamenilor de știință o imagine mai bună despre cât de repede se poate schimba calota glaciară Antarcticii pe măsură ce clima se încălzește și cum va afecta acest lucru curenții oceanici globali și creșterea nivelului mării. Ciclul de umplere și drenare provoacă de asemenea crăpături și crevase în calota de gheață. Așadar, informațiile pe care le găsesc în aceste noi lacuri le vor oferi o și mai bună înțelegere a deteriorării suprafeței gheții. Oamenii de știință vor putea de asemenea să evalueze modul în care acest sistem de umplere și drenare influențează viteza cu care gheața se scurge în oceane și mări. Și asta înseamnă că pot evalua modul în care apa dulce adăugată poate modifica ecosistemele marine. Această descoperire poate sugera și dacă există viață sub gheață. Wow! Oamenii de știință au forat prin aproximativ 1068 de metri de gheață și au descoperit că probele de apă prelevate dintr-unul dintre lacuri conțineau aproximativ 10.000 de celule bacteriene per mililitru. Un număr atât de mare este un semn bun, pentru că asta înseamnă că apele înghețate ar putea susține și forme de viață superioare, cum ar fi microanimalele. Iar unul dintre aceste noi lacuri ar putea fi chiar casa lor. Dar cel mai interesant lucru este că noile lacuri ar putea ajuta să înțeleagă dacă viața pe alte planete este posibilă. Oamenii de știință cred că orice formă de viață aflată sub suprafața înghețată a planetei Marte ar putea urma modelele observate în lacurile Antarcticii. Deci, există posibilitatea ca aceștia să găsească noi informații critice despre tipul de viață care ar fi putut exista pe Planeta Roșie. Totuși, nu ai vrea să fii acolo în timpul iernii? Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ pe care o poți experimenta este de -89,2 grade Celsius. În 2010 a existat o temperatură mai scăzută de atât, de -93,2 grade Celsius. Și s-ar putea să resimți acest frig mult mai intens din cauza vântului puternic și uscat. Știai că dimensiunea suprafeței de gheață din Antarctica se schimbă pe parcursul anului? Este de aproximativ 3 milioane de kilometri pătrați în timpul verii, dar când este iarnă, crește până la 19 milioane de kilometri pătrați. Totuși, în ciuda schimbării, rămâne cea mai mare bucată de gheață de pe Pământ. Scuze, Arctica, ai pierdut! Știi acești pinguini drăguți? Consideră aceste animale ca fiind singurii localnici, deoarece nu există nicio populație umană nativă în Antarctida. Este un pământ al nimănui, pentru că nicio țară nu-l deține. Dar știi cine o deține cu adevărat? 5 specii diferite de pinguini, foci și balene ucigașe. În ciuda condițiilor dure ale continentului, poți vizita zona ca turist pentru pescuit și cercetare. Aproximativ 5.000 de oameni locuiesc pe continent în timpul verii la stațiile de cercetare, dar când vine iarna, numărul scade la 1.000. Pătura de gheață din acel loc reprezintă 70% din rezervele de apă dulce ale lumii. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă s-ar topi. Nivelul mării la nivel global s-ar ridica cu aproape 61 de metri. Probabil că ai auzit despre misterioasa insulă Atlantida. Era o utopie high-tech în care oamenii trăiau fericiți. Dar apoi s-a întâmplat ceva, iar Atlantida a dispărut de pe fața Pământului. Mulți cred că acest oraș se află pe fundul Oceanului Atlantic. Dar oare am căutat în locul greșit în tot acest timp? Dacă se află în alt loc decât cel în care este căutată? Dacă în tot acest timp Atlantida a fost în mijlocul deșertului Sahara? Ei bine, există câteva dovezi pentru această teorie neașteptată. Dar pentru a studia această versiune, trebuie mai întâi să înțelegi ce a fost Atlantida și cum am ajuns să aflăm de ea. Prima mențiune despre misteriosul oraș a fost făcută în anul 360, înaintea erei noastre. Filozoful antic Platon a scris despre Atlantida. Lucrarea sa Dialoguri a descris Atlantida ca fiind un tărâm bogat și cu tehnologii avansate. Locuitorii săi erau puternici, inteligenți și frumoși, ca niște supraoameni. El a descris în detaliu structura orașului. Și acesta a fost principalul motiv pentru care mulți oameni au crezut în existența Atlantidei. Potrivit relatărilor sale, atlanții au construit acest loc în forma unor cercuri concentrice din piatră neagră și roșie. Apoi, au acoperit aceste cercuri cu alamă, staniu și metale prețioase. În oraș existau canale de apă pe care navigau corăbii. Atlanții erau marinari, așa că au construit un pasaj din orașul lor spre largul mării. Pe internet poți găsi multe desene ale Atlantidei, create pe baza descrierilor lui Platon. Aruncă o privire la aceste desene și la o fotografie reală a ochiului Saharei. Acest loc din Sahara are forma mai multor cercuri concentrice.
ar părea că un oraș distrus a lăsat o urmă pe nisip. Mulți oameni au scris online că orașul pierdut se află acolo, dar nimeni nu a putut dovedi acest lucru. Cândva, Sahara era plină de râuri și lacuri. În vremurile preistorice, aici era doar apă. Până acum, totul se potrivește. Ochiul Saharei a fost descoperit pentru prima dată în anii 1930. Acest loc a fost considerat un crater de la un meteorit căzut. Dar, la mijlocul secolului 20, oamenii de știință au efectuat o analiză a solului și au respins versiunea unei roci spațiale căzute. În cele din urmă, toată lumea a fost de acord că acesta era un dom de roci topite sub care se afla magmă dezlănțuită. Timp de milioane de ani, vântul și apa au distrus peisajul format și, în cele din urmă, l-au făcut să arate ca niște cercuri perfecte. Dar dacă atlanții au venit odinioară în acest loc și au folosit cercurile naturale pentru a construi un oraș? În acest caz, am avea multe urme și artefacte ale acestei civilizații dezvoltate. Și da, arheologii au găsit acolo vârfuri de săgeți, sulițe, vâsle și alte lucruri. Dar acest lucru nu are nimic de-a face cu Atlantida. În ochiul Saharei se află o multitudine de artefacte așolien. Aceasta a fost un trib antic care a frecventat acest loc. Pentru prima dată, uneltele așolien au apărut acum mai bine de 1,5 milioane de ani. Unele dintre obiectele găsite acolo ar putea avea o vechime de 130.000 de ani, iar potrivit înregistrărilor, Atlantida a existat în urmă cu aproximativ 12.000 de ani. Arheologii nu au găsit structuri artificiale în acest loc. De asemenea, nu existau resturi sau urme ale unui oraș mare. Oamenii ar fi găsit niște lucruri dacă aici ar fi existat un oraș mare, cu tehnologii avansate. Principalul susținător al acestei idei a fost un canal de pe YouTube. Acesta a adunat 1 milion de vizualizări și a atras atenția multor istorici și antropologi. Teoria conform căreia ochiul din Sahara este Atlantida a fost rapid respinsă. Oamenii au găsit prea multe discrepanțe între acest loc și descrierea Atlantidei. Autorul a încercat să atragă atenția urmăritorilor prin prezentarea unor asemănări externe între peisajul natural și orașul antic fictiv. O altă teorie populară susține că Atlantida a fost un continent real situat în largul Bahamas. Dar apoi, acest oraș a fost înghițit de Triunghiul Bermudelor. Potrivit acestei legende, ruinele orașului se află încă în partea de jos a triunghiului. Dar nu există nicio confirmare a acestei teorii. Scriitorul Charles Berlins a inventat-o. Adepții acestei teorii susțin că zidurile și străzile din partea de vest a Bahamasului ar putea fi ruinele Atlantidei. Dar oamenii de știință nu sunt de acord. Aceștia au demonstrat că acești pereți sunt formațiuni naturale de roci de coastă. Există de asemenea zvonuri conform cărora povestea Atlantidei a fost inspirată de o catastrofă istorică reală, potopul de la Marea Neagră. Acesta este Bosforul, o strâmtoare din Turcia care leagă Marea Neagră de Marea Marmara. În jurul anului 5600, înaintea erei noastre, Marea Neagră era de două ori mai mică decât este acum și avea multe orașe pe țărmurile sale. Din păcate, o inundație uriașă a distrus această civilizație înfloritoare. În decurs de un an, orașele s-au scufundat sub ape, iar locuitorii supraviețuitori s-au mutat pe tărâmuri străine și au răspândit povești despre potop. Poate că aceste povești l-au inspirat pe Platon să inventeze Atlantida. În anii 1950, oamenii au venit cu o altă versiune. Atlantida a fost continentul care este acum Antarctica. Cu 10.000 de ani în urmă, un continent cald pe care se afla orașul dezvoltat s-a deplasat în partea de sud a planetei noastre din cauza mișcării scoarței terestre. Atlanții nu s-au putut adapta la noile condiții reci, iar Atlantida a fost acoperită cu straturi groase de gheață. Această teorie a fost infirmată atunci când oamenii de știință au început să studieze natura plăcilor tectonice. S-a dovedit că scoarța terestră nu ar fi putut deplasa un continent atât de mare precum Antarctica. Plăcile tectonice nu se comportă în acest fel. Dar întrebarea principală este, a existat vreodată Atlantida? Nimeni nu o descrisese înainte de Platon. Poate că filozoful a inventat-o. Poate că a făcut acest lucru pentru a sublinia corectitudinea opiniilor sale despre viață și pentru a-și identifica teoriile filozofice. În operele sale, a scris mult despre natura divină și umană și despre modul în care oamenii pot distruge această natură. El a vorbit despre decăderea societăților ideale din cauza comportamentului imoral și a viciilor. Atlanții au fost cândva oameni morali și spirituali care au creat o utopie, dar apoi au devenit lacomi și meschini. Și-au distrus natura interioară, iar pentru asta au fost nevoiți să asiste la distrugerea orașului lor.
Într-o noapte, incendii și cutremure au lovit Atlantida și au scufundat orașul în mare. Puterea divină i-a pedepsit pe oameni pentru comportamentul lor imoral, iar Platon dorea și el ca toată lumea să se teamă de decăderea morală. Dar, judecând după descrierile cutremurelor și ale incendiilor, ar putea părea că Atlantida a fost distrusă de o erupție vulcanică, așa cum s-a întâmplat cu orașul roman antic, Pompei. Iar astfel de distrugeri s-au întâmplat destul de des de-a lungul istoriei. Dezastrele naturale au ruinat multe orașe dezvoltate. Unul dintre cazurile cele mai faimoase a avut loc în anul 1100 înaintea erei noastre, în Marea Mediterană, când o erupție vulcanică a distrus societatea minoică foarte dezvoltată. Civilizația minoică a existat timp de aproximativ 2000 de ani. Acești oameni au trăit mai ales pe insulele Creta și Santorini, la nord de Creta. Minoicii aveau case frumoase, un sistem de canalizare și o economie dezvoltată. Ei se ocupau de agricultură, cultivau fructe și legume, pictau fresce și confecționau bijuterii. Ei au fost primii care au fondat Talasocrația, un imperiu creat din stăpânirea mărilor. Trăiau din pescuit, piraterie și comerț maritim. Totuși, ei practicau ritualuri crude, iar modul lor de viață era departe de a fi moral. Erau obișnuiți cu cutremurele de pe insula Santorini, așa că au întărit zidurile orașului cu grinzi de lemn. Dar nu știau ce este o erupție vulcanică, iar când în aer a apărut mirosul de sulf, nu au bănuit catastrofa iminentă. Când vulcanul a revărsat tone de lavă și cenușă, toți locuitorii din Santorini și-au abandonat casele și au încercat să scape, dar nu au putut. Erupția și cutremurul au declanșat un tsunami. Un val mare a inundat partea de coasta insulei Creta. Acest lucru a lovit puternic economia minoicilor și a distrus zona lor portuară. Apoi, străinii au atacat Creta și au distrus în cele din urmă civilizația dezvoltată. Unii istorici cred că Platon s-ar fi putut referi la Imperiul Minoic atunci când a descris Atlantida. Folosind exemplul lor, el a arătat cum acțiunile imorale pot distruge oamenii.